Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la 1 la 8 și apoi versetul 16. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădiță neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Amin. Unul din frații care a ajutat la strângerea corectă se va ruga Domnului pentru binecuvântarea cuvântului lui și pentru călăuzire în vestirea acestui. Dar, Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta cu recunoștință, Doamne, să-ți mulțumim, Doamne, pentru aceste oameni. Glorie ție, Doamne, spus. Doamne, îți mulțumim, Doamne, că ai fost alături de noi, Doamne, și în această seară, Doamne, Doamne, îți mulțumim pentru timpul de laudă și închinare. Mulțumim. Doamne, îți mulțumim de asemenea, Doamne, și pentru aceste daruri de bunăvoie. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus, să le binecuvintezi. Amin. Doamne, în momentele următoare, vorbim să ascultăm cuvântul Tău, Doamne, din rogul Tău, Doamne. De aceea, Doamne, te rugăm să-L binecuvintezi, Doamne, să-i dai, Doamne, putere din puterea Ta. Amin. Iar pe noi, Doamne, te rugăm să ne schimbi inimile, Doamne, pentru ascultare. Amin. Să fie numele Tău în veci pe veci. Amin. 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 Vă invit să vă rog. Dragi frații și surori, mă bucur și mulțumesc prima dată pentru invitația pe care mi-a făcut-o să vin, să fiu împreună dumneavoastră la sărbătoarea aceasta. Vă spun că este și pentru mine, pentru prima oară, mai multe moduri în care trebuie să mă adresez. În mod normal, când biserica se încheie, eu ar trebui să vorbesc. Deci, dacă am înțeles că harul în cazul acesta se manifestă și prin timpul pe care îl puneți la dispoziție, sper să nu fie exagerat de mult. Când am intrat în biserica dumneavoastră, m-am speriat puțin văzând atâtea roade aici. Am spus, sper că nu așteptați de la mine să le mănânc. M-am liniștit în momentul în care ați spus că atunci când terminați să cântați, puteți mânca. Și atunci am fost ok. Dar după aceea l-am auzit pe fratele Marius care spunea că vom sta poate toată dimineața. Așa că am zis că avem mâncare până dimineața. Deci nu este o problemă. Da, aleluia. Deci, din punctul acesta de vedere, este o mare bucurie să pot să-ți exprim recunoștința, mulțumirea, grija pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și asta este ceea ce am văzut că ați încercat și apreciez pe fratele Vasile, nu v-am cunoscut până acum, nu v-am auzit, dar spiritul dumneavoastră și de bucurie și transparența și sinceritatea nu le găsești în multe părți. Am avut senzația că am acoperit un personaj din literatura română care este așa șugubăț și cu vorbe de duh și transparent și deschis, Moș Ion Roată sau oricare altcineva, păcală sau cum vreți să-i spuneți, care știe ce să spună și să răspundă și să răspundă într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Și cred că acesta este un spirit și a transmis prin cântec și prin mărturie, este un spirit foarte bun pentru ce înseamnă sărbătoarea roadelor sau așa cum spunea Marius, sărbătoarea corturilor. Original, evrei sărbătoreau, sărbătoresc. Cei care mai sunt încă ortodoxi sau cei care mai țin legea lui Moise sărbătoresc cele trei mari sărbători pe an. Cele ale Paștelui, cele ale cinzecimii sau salilor și ale sărbătorii corturilor. Cred, dacă nu mă înșel, că săptămâna trecută evreii au sărbătorit sărbătoarea corturilor. Da? În cadrul în general a unei sărbători creștinii sau credincioșii și din cei din Vechiul Testament ar trebui să fim bucuroși. Ar trebui să fim exuberanți. Aleluia. Ar trebui să fim entuziaști pentru ceea ce este și pentru ce face Dumnezeu pentru noi. Amin. Sunt mai multe citate, am văzut că ați citit deja mai multe, vă dau și eu câteva.
care țin de sărbătoare. Cum ar trebui să fim? Fii vesel, fii cu adevărat vesel. Viața unui creștin adevărat ar trebui să fie un jubileu perpetu, un preludiu pentru sărbătorile eternității. Dumnezeu există, Dumnezeu ne-a pregătit ceva mult mai mare decât ceea ce trăim aici, de aceea ar trebui să fim bucuroși, să arătăm lumii că Dumnezeu este plin de bucurie, că are o viață care transcede, care trece dincolo de ceea ce ne imaginăm noi. Augustin spunea de asemenea, creștinul ar trebui să fie un aleluia continuu. Aveți și alți înaintași care spun aleluia. Aleluia! Un aleluia continuu ar trebui să fie viața unui creștin. Pentru că sărbătoarea și sărbătoarea în modul în care a fost mai mult. Sărbătoarea, așa cum a fost intenționată de Dumnezeu, nu ar trebui să fie o zi sau o săptămână izolată într-o viață, într-un an de tristețe, de necaz și vai câtă, ce criză avem peste noi, cât de săraci suntem, cât de lipsiți suntem. Și acum lăsăm toate deoparte, lăsăm necazurile noastre și venim să ne bucurăm într-o singură zi sau într-o săptămână. Sărbătoarea intenționată de Dumnezeu și ceea ce dorea Dumnezeu de la evrei, ce dorește Dumnezeu de la noi, este să venim la sărbătoare ca să recunoaștem că avem deja o viață plină și bogată în binecuvântări. Și acum este momentul să-L recunoaștem, să spunem că așa este. Și nu doar eu, nu doar familia mea, ci noi toți împreună. Acesta este motivul sărbătorii. Nu să mai luăm o gură de aer în poluarea sau în aerul rarefiat în care trăim. Trăim bine și vrem să venim împreună să-I mulțumim lui Dumnezeu. De asemenea, putem să ne arătăm recunoștința noastră față de Dumnezeu prin faptul că El este Cel care este sursa și speranța noastră pentru viitor. Nu doar că Dumnezeu ne-a binecuvântat și îi mulțumim pentru aceasta, dezvoltăm acest spirit de recunoștință pentru fiecare detaliu din viața noastră, ci și ne uităm cu speranță la viitorul care îl pune Dumnezeu în față, chiar dacă nu-L știm. Și acesta este ceea ce încerca Hristos să le spună, Domnul Iisus să le spună oamenilor strânși la sărbătoarea corturilor. Nu, la sărbătoarea corturilor. Tot în Ioan se spune că El era în ultima zi a sărbătorii și era ziua mare a praznicului. Ce făceau evreii? 5-6 zile trăiau în corturi, cei care erau în corturi trăiau pe acoperișul caselor, erau în Ierusalim, celebrau, aduceau jertfe, mâncau, beau și în cele 5-6 zile mulțumeau lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu le dăduse un an de zile. În ultima zi a sărbătorii, în care Ioan menționează că este ziua cea mare a acelei sărbători, Iisus se ridică, stă în picioare, în templu, și le spune, cine însetează? Să vină la mine și să bea și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Pentru că evreii în ultima zi a sărbătorii corturilor nu se mai uitau la trecut și mulțumeau, ci se uitau la ceea ce vreau și ceea ce vroiau ei pentru viitor. Doamne, dă ploaie. Dă ploaia aceea timpurie de toamnă, dă ploaia aceea târzie de primăvară, de iarnă, primăvară, ca recolta viitoare să fie bogată. Doamne, ne uităm cu speranță la Tine. Și în acea zi mare, Hristos se ridică și spune, veniți la mine, eu sunt Cel care vă dau apă și viață și belșug și din inima voastră vor curge râuri de apă vie. De aceea, acesta este spiritul sărbătorii, acesta este ceea ce ar trebui să ne ghideze atunci când ne gândim la o sărbătoare în general, în mod particular la această sărbătoare a toamnei, da? Roadele toamnei, nu? Lasă-mi că te rog, oricum asta am citit-o. Legat de toamnă, am tot întrebat, o să verific dacă ăștia sunt struguri reali? Da, sunt reali. Am avut impresia prima oară că sunt de plastic, după cât sunt de mulți și de mari. Este impresionant. Și poate unele dintre roadele, poate cele mai dragi, poate nouă, sigur în antichitate erau unele dintre cele mai fructele favorite. Se spuneau că erau strugurii, că ar fi fructele zeilor. Din mai multe motive. Nu numai că se face vin din el. Nu, cât e vorba de strugure, strugurele conțin mai multe substanțe care sunt extrem de benefice sănătății noastre. Știți că mai nou, și din sâmbure se face un ulei foarte apreciat și dacă vrei să-l cumperi, îți dai seama cât e de scump, care este foarte sănătos, uleiul din sâmbură de strugure. De asemenea, conține ceea ce și corpul nostru
produce un hormon care este numit hormonul fericirii, serotonină, cel care ajută sistemul nervos central în senzația aceea de fericire și de a ne simți bine. Și struguri erau folosiți pentru a combate efectul acestei stenii de toamnă, sau depresia, sau grija, sau faptul că este mohorât afară ne întristează și pe noi. Strugurii au aceste valori. Și atunci când te gândești la asta, Dumnezeu a lăsat în mod natural să trăim senzația de bine în timpul toamnei, în ciuda norilor, în ciuda ploii, în ciuda, zic, poate aparenței tristeți. Ei, în acest context, Hristos nu este de mirare, sau n-ar trebui să ne miră, că vorbește despre relația dintre El și noi, ca dintre viță și mlădiță și roada care ar trebui să o vedem. Așa ar trebui să rodim noi. Amin. Cum sunt acești struguri, sau cum sunt toate aceste fructe și legume. Gândiți-vă că noi ne uităm la roadele pământului aici, da? La fructe, legume, la ceea ce a produs Dumnezeu prin acest pământ. Gândiți-vă că Dumnezeu, aici le vedem în față, gândiți-vă ce vede Dumnezeu în sală. Ce vede Dumnezeu aici la noi. Noi suntem roade ale Lui. Și vede Dumnezeu bunătate, plăcere, iubire, libertate, încântare, mulțumire. Vede Dumnezeu între noi, în comunitate, în paralel cu frumusețea de aici din față. Același lucru, dacă nu mai mult decât ceea ce vedem în roadele toamnei. Asta este ceea ce ne invită Dumnezeu într-o zi de sărbătoare. Venim să celebrăm roadele pe care Dumnezeu ne-a dat să trăim. Și Dumnezeu vine și spune, eu vreau ca tu să rodești. Eu sunt vița. Poți să pui acum textul, te rog. Eu sunt vița. Voi sunteți mădițele, voi sunteți în mine. Și vreau să rodiți. Și nu oricât. Vreau să rodiți mult. Din abundență. Vreau să rodiți din belșug. Vreau ca tatăl meu, care este proprietarul. Tatăl meu este proprietarul. Să fie mulțumit. Să fie încântat. El va fi proslăvit prin faptul că noi, de aici, de oriunde am fi, unde suntem așezați și cei care nu sunt prezenți aici, rodesc pentru Dumnezeu. Și este o metaforă importantă în istoria lui Israel. Dumnezeu folosește El însuși în Isaia, Isaia capitolul 5, dar nu numai acolo. Ideea aceasta, paralela aceasta, analogia între poporul Israel și viță. Și spune Dumnezeu că atât de mult a iubit acest popor, că a luat o sămânță, este o metaforă. A luat o sămânță, a pus-o în pământ, s-a dezvoltat o vie deosebită, a făcut gard în jurul ei să o protejeze, a făcut un turn, a pregătit totul ca via să-și dea rodul, aștepta rodul. Pentru asta lucrează un fermier, pentru asta lucrează cei din agricultură, să obțină rodul cât mai bogat. Și în loc să vină sau să aibă, să obțină un rod bogat, poporul, via aceasta, dă struguri acri sau se strică sau nu face rod. Și Dumnezeu este supărat pe ei. La fel găsim nu doar în Vechiul Testament, găsim în Noul Testament, pe lângă această pildă pe care o adresează Iisus ucenicilor, găsim o alta care se adresează conducătorilor religioși din vremea respectivă. Și Iisus le dă o pildă și spune, stăpânul și-a lăsat via pe mâna unor arendași, unor vieri. Și a plecat într-o țară îndepărtată. La vremea rodurilor și-a trimis robii unul, altul, acestor viei și vieri și oamenii aceștia i-au respins, i-au bătut, i-au ridiculizat, i-au omorât chiar. L-a trimis până la urmă și pe fiul său. Poate îl vor primi bine. Ce-au făcut vierii? Iată moștenitorul, îl omorâm, îl scoatem afară și stăpânim noi via. Ce va face Dumnezeu cu acești oameni? Și oamenii atunci, acei conducători, și-au dat seama că împotriva lor Iisus a spus această pildă. Dumnezeu, atât din Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, așteaptă rod, așteaptă abundență din partea pământului, a roadelor pe care le-a lăsat, a noastră. Ei, și aș vrea să mergem acum, pot să mergi puțin mai departe, încă unul slide. Aici. Aș vrea să vedem ce spune acest pasaj pe care l-am citit despre această relație dintre Hristos și noi și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și aici este metafora aceasta, da? Vița.
Probabil că unii dintre dumneavoastră aveți viță acasă. Sunt oameni în Timișoara care și-au propria viță. Și știm când trebuie tăiată și via plânge. Și știm când o mai curățăm mai departe de frunzele care cresc în exces. Și știm când trebuie să o culegem. Știm ce trebuie să-i facem. Hristos este vița. Și sunt câteva adevăruri care decurg din această metaforă pentru noi. Hristos este o sursă de creștere și de viață. Datorită Lui ar trebui să trăim. Datorită Lui ar trebui să producem. Nu putem produce de noi înșine. Nu putem produce în afara Lui. Sursa noastră, rodirea noastră, stă în capacitatea noastră de a ne conecta cu El, de a depinde de El, de a ști cine este Hristos. O altă metaforă care ține de rodire o vedem în Psalmul 1. Cel care stă în legea lui Dumnezeu, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu, este ca și un pom sădit lângă ape, care are frunza verde și care dă rodul la vremea lui. Este aceeași metaforă. Altă ilustrație, dar aceeași metaforă. El este sursa noastră. De la El ar trebui să ne tragem vitalitatea, rezistența, productivitatea, gândurile, faptele, vorbele. Pentru El ar trebui să se reprezinte sau să-L reprezentăm. Presupune această relație intimă și organică. Într-un fel, nu putem fără El. Și aș vrea să ne întrebăm, mi-a plăcut foarte mult ilustrația pe care ați dat-o atunci când ați avut 12 ani, sau până la 12, de la 6 la 12 ani, singur în bancă. Ca să conștientizăm, să conștientizați că El, Hristos, era acolo. Amin. Câți dintre noi mai conștientizăm că fără Hristos chiar nu putem face nimic? Că împreună cu Hristos nu contează ce avem sau ce n-avem, că El este Cel care ne dă bucuria cea mai mare. Oare numai ca și copii putem trăi senzația aceasta? Știu iarăși de un caz, de un copil, care ei s-a spus că poate să meargă la biserică, deși părinții lui nu doreau lucrul acesta. Și pentru că nu avea voie, venea până la intrare și îl saluta: Iisuse, am venit, sunt aici. Stătea puțin și apoi pleca acasă. Și așa a făcut probabil mai mult de un an de zile. Copilul acesta s-a îmbolnăvit. Și a ajuns pe pat de spital. Și era vizitat de părinții lui, de alții, și spunea: dragule, venim la tine cât putem, facem orice, numai te rog să nu fii trist, să nu fii necăjit, că noi suntem aici. Și el spunea: nu vă fie teamă, nu sunt singur. Iisus vine în fiecare dimineață la patul meu și îmi spune: dragule, sunt aici. Aleluia. Oare doar ca și copii putem trăi senzația aceasta de conectare cu Hristos? Slavă. Depinde și va depinde de noi, nu neapărat când simțim acest lucru, ci când putem spune: Doamne, sunt în mijlocul belșugului, a rodirii, copiii mei o duc bine, copiii mei au ajuns la școlile cele mai înalte, sau am casa, casele, mașina, mașinile, și Doamne, deasupra tuturor, sau dincolo de ele, îți mulțumesc, simt că ești mai aproape de mine decât orice altceva în această lume. Putem spune lucrul acesta. Avem această conștiință, acest devotament, această dedicare, că datorită lui Hristos trăim, și indiferent ce se întâmplă cu celelalte, dacă le avem e bine, dacă nu le avem vrem să le căutăm, dar ce este cel mai important? Să fim legați, conectați, să rămânem în El, să-L știm pe El, să fie este Hristos. Atunci vom putea rodi. Și Hristos ne avertizează aici că scopul Lui, atât ca viță și mai ales a Tatălui ca și proprietar, o să vedem, este să curețe, să taie foarte, ca să știți că doare oricând. Spuneam de via, și cei care știu și taie, ajung să taie via, știu când via plânge. Dacă cumva este tăiată prea târziu, sunt lacrimile acelea. La fel și la noi. Tăierea aceasta, Dumnezeu va tăia ceea ce este util, dar nu vrea pentru noi. Vrea să creștem mai focalizat, roadele să fie mai mari, decât mai mulți struguri mici și mărunți, mai bine câțiva ciorchini bogați și sănătoși. Amin. Și atunci trebuie să taie, și lucrul acesta este dureros. De asemenea, sunt lăstari, mădițe, care nu fac niciun rod, doar consumă energia viei, și de asemenea taie și acolo.
intenția, prin acest lucru, Hristos ne arată că intenția Lui este să rodim. Să rodim din abundență. De aceea, responsabilitatea noastră în această primă parte este aceea de a-L cunoaște din plin, intim pe Hristos. De El depinde, de El depinde viața noastră la propriu și la figurat. Realmente, așa cum am spus, inima noastră bate, mâna noastră se mișcă, creierul nostru funcționează pentru că El a hotărât lucrul acesta. Amin. El ne-a dat acest har. Dar de asemenea, în viața spirituală, trăim, gândim, cântăm, avem daruri, slujim datorită Lui. Ar trebui să știm cine este El. Ar trebui să fim conectați intim cu El ca să putem rodi însutit, așa cum ne spune în altă parte, în altă pildă. O altă pildă a rodirii. Avem un sămânță și dacă ea cade într-un pământ bun, rodește 30, 60 sau 100. Este cel mai important acest lucru. De aici pleacă tot. Creșterea, dezvoltarea, rodirea ar trebui să fie niște procese naturale înscrise de Dumnezeu în biologie ca și în spiritualitate. Dacă suntem conectați bine, dacă ne-am pus într-un pământ bun, dacă inima noastră este bună, dacă se leagă de Hristos, vom rodi. Va fi natural. Dumnezeu asta vrea. Haideți să mergem puțin la Tatăl, care este proprietarul viei. Așa cum am spus, este o imagine din Vechiul Testament. Dumnezeu este interesat de poporul Lui. Dumnezeu vrea să fie Dumnezeul acelui popor. Dumnezeu se așteaptă la struguri buni. Dumnezeu investește. Dumnezeu este proprietarul. Ar trebui să avem sentimentul acesta că aparținem de cineva. Că biserica aceasta, biserica, oricare biserică, intră în proprietatea Lui Dumnezeu. Suntem ai Lui. El va fi interesat de fiecare dintre noi. La fiecare dintre noi vine și se uită și taie. Corectează, schimbă, îndreaptă, susține, leagă. Vrea să aducă mai mult rod. Dumnezeu asigură condițiile necesare unei creșteri sănătoase. Așa cum a spus legat de copilul dumneavoastră. Copil care atunci când trece prin necaz și suferință, te duci cu el la spital, faci orice. Te duci până la capătul lumii ca să-l rezolvi. De ce? Pentru că ești tată. Pentru că ești mamă. Vrei ca și copilul tău sau oricine din casa ta să aibă tot ce este necesar pentru viață. Dumnezeu face același lucru pentru noi. Amin. Slavă. Dumnezeu face lucrurile acestea pentru noi. De ce? Ca să rodim. Ce facem noi când rodim? Ce facem noi când pământul își dă roadă? Ce facem noi când hambarele, cămara, șpaisul este plin? Ce facem? Ce facem noi când contul în bancă este mare? Ce facem când avem o casă sau două, când avem două mașini? Ce facem când avem multe haine, când avem mai mulți copii, când avem slujbe în biserică? Ce facem când realizăm lucruri mari? Ce facem cu aceste lucruri? Dumnezeu ne-a dat, ne-a rugat, Dumnezeu ne-a ascultat. Ce facem cu El? De ce rodim? Care este scopul în viața noastră? Ați spus, nu v-am auzit, am văzut că ați vorbit, dar nu știu exact ce ați spus. Gândiți-vă că Dumnezeu ne-a ascultat și vă ascultă, ne ascultă rugăciunile. Dumnezeu ne dă ceea ce îi cere. Pentru ce? Pentru ce viața face viața noastră fericită, bogată, plină? Pentru ce? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi cu acest belșug pe care ne-l dă, cu această abundență pe care ne-l dă? Vor veni și vremuri în care nu o să fie la fel. În care o să fie nerestriștea, o să fie lipsă, o să fie necaz. Dar să spunem că acum trăim și experimentăm această bunătate, această bogăție a Lui Dumnezeu. Ce facem cu ea? Textul acesta ne spune că atunci când rodim, atunci când avem belșug, avem această abundență, este ca Dumnezeu să fie văzut. Ca Dumnezeu să fie onorat. Ca Dumnezeu să fie recunoscut în mijlocul nostru. El este autorul acestor roade. El este autorul copiilor sau sprijinul pentru copiii noștri. El este autorul vieții noastre de creștini. El este cel care ne dă gândul de a putea lăuda și cinsti pe Dumnezeu. El este cel care ne-a adus împreună și v-a adus împreună. Ați dat un nume extraordinar bisericii. Harul. Harul este al Lui. El creează acest lucru. Pentru El suntem fiecare dintre noi. Pentru El suntem noi împreună. Pentru El ar trebui să fie fiecare faptă bună pe care o facem.
Hristos ne spune că suntem inevitabili lumina și sarea în această lume. Ca să arătăm lumii care trăiesc în întuneric că El este autorul. Într-o lume care nu mai crede în Dumnezeu, într-o lume atee, secularizată, materialistă, în care Dumnezeu este mort, în care Dumnezeu este afară din universul nostru individual sau colectiv, noi, cei care îl credem pe Dumnezeu și îl știm pe Dumnezeu, suntem lumina, suntem fereastra, suntem transparența pentru Dumnezeu. Oamenii îl pot cunoaște, pot intra în contact cu Dumnezeu prin noi, prin faptele noastre, prin faptele noastre bune îndreptate către ei, prin rodirea noastră, prin iubirea noastră, prin blândețea noastră, prin caracterul nostru, prin dreptatea noastră, prin altruismul nostru, prin ceea ce facem pentru ei, ei iau contact cu Dumnezeu. Faptele bune, belșugul pe care îl lasă Dumnezeu, a doua mașină, a doua casă, indiferent, sunt, ar trebui să ne gândim chiar de la prima, că sunt pentru a aduce glorie lui Dumnezeu. Cum poți aduce glorie lui Dumnezeu? Cum aducem glorie Tatălui prin ceea ce Dumnezeu ți-a dat deja? Ce facem cu belșugul pe care Dumnezeu ne-l-a dat? Cum îl investim? În ce îl investim? Unde îl cheltuim? Unde îl dăruim? Ce facem cu el? Dumnezeu ne cheamă să recunoaștem că El ne-a dat belșugul. Și este extraordinar. Dumnezeu ne întreabă ce facem cu El. Spuneți mai tare. Dăm și la alții. Da, este un răspuns. Dăm și la alții. Da, la săraci, la cei care sunt în nevoie, cei care sunt aproapele nostru, de lângă noi, du-te și fă și tu la fel, spunea Iisus, învățătorul legii care întreba cine este aproape de meu. Da? Dacă Dumnezeu ți-a dat, întreabă-te de ce ți-a dat Dumnezeu acele lucruri. Întreabă de ce vrea Dumnezeu să faci cu el. Este clar, e nevoie să te acoperi nevoi, să te uiți la nevoile familiei și să le acoperi. Dar dacă ai surplus, dacă Dumnezeu a dat abundență, ce faci? Pentru cine le ții? Cum îl onorezi pe Dumnezeu prin ele? Și asta nu doar la nivel material. Și acelea sunt incluse. Ce faci dacă Dumnezeu ți-a dat un dar? Ce faci dacă poți sluji în biserică? Ce poți face dacă ai darul conducerii? Dacă ai darul administrării? Dacă îți pasă de copii? Dacă știi cum să te apropii de copii? Dacă poți să-i înveți pe alții? Ce faci cu ele? Produci doar pentru tine? Sau le pui, le negociezi, le intermediezi, le folosești pentru alții? De aceea, atunci când ne uităm la noi, la credincioși, la mândiță, ar trebui să vedem această conectare. Suntem suntem în proprietatea lui Dumnezeu. Suntem înscriși. Aparținem lui Hristos. Ar trebui să rodim. Datoria noastră, atunci când avem cadrul sănătos, este să rodim, să producem pentru Dumnezeu. Care este roada creștinului? Roada Duhului Sfânt. Asta ce înseamnă? Da. Care sunt acelea? Numiți-le. Dragoste. Blândețe, bunătate, pace, bucurie, facere de bine, înfrânare, autocontrol, da? Să fii responsabil pentru tine, să-ți pui limite. Da? Aceste lucruri îl onorează pe Dumnezeu și îl binecuvintează pe ceilalți. Când știi, mai ales ca bărbat, în ziua de azi, să știi să pui limite, să știi la ce te uiți și unde te uiți, să știi ce spui și cum spui, să știi cum îți manipulezi forța pe care o ai. Este ceea ce vrea Dumnezeu de la bărbații din ziua de azi. Acest lucru va binecuvânta pe cel sau pe cea care este în slăbiciune, care sunt mai slabi, care sunt neputincioși, pentru că ne folosim puterea, autoritatea, înțelepciunea, tăria pentru ceea ce a vrea Dumnezeu. Nu pentru folosul nostru, ci pentru binele celorlalți. Deci, roada pentru un creștin, așa cum strugurii sunt pentru vie, roada pentru un creștin ar trebui să fie aceste calități ale caracterului care ne aseamănă cu Dumnezeu, da? Și acestea, cele nouă din Galateni, sunt doar câteva. Sunt mult mai multe. Sunt mult mai multe. Modestie, smerenie, simplitate, ospitalitate. Sunt foarte multe care binecuvintează pe ceilalți. Altceva, ce ar mai intra în roada creștinului? Pe lângă acest caracter, aceste daruri, această imagine, acest caracter al lui Dumnezeu care ia chip în noi, naște, se naște în noi. Ce altceva? Roada, sămânța aceea, se înmulțește. Da? Și asta înseamnă să aducem
alți oameni care să-L cunoască pe El. O altă roadă, cel puțin, de aceea v-am și citit versetul 16, iată ce spune Iisus în aceeași imagine. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Asta înseamnă să intri în contact cu alți oameni, ceea ce spunea Iisus ulterior. Mergeți în toată lumea. Și în timp ce trăiți, în timp ce vă duceți viața, spuneți altora despre mine. Oamenii vor crede, apoi botezați-i, integrați-i în biserică, puneți-i în biserică, creșteți-i și învățați-i să păzească, să asculte de tot ce v-am poruncit eu. Asta este o roadă. Asta se spune aici. V-am rânduit să mergeți să aduceți rod și roada voastră să rămână. Oamenii aceștia, ucenicii pe care îi faceți, după modelul meu, să rămână. Aceasta este o altă roadă. Una este caracterul vostru, imaginea aceasta este Dumnezeu, al lui Dumnezeu în noi, dar apoi sunt ceilalți oameni pe care îi formăm, care sunt în jurul nostru. Unde sunt oamenii în care investim? Darurile care Dumnezeu ne-a dat, resursele pe care Dumnezeu ne-a dat, în cine le investim? Cred că în primul rând ar trebui în copiii noștri. Sunt mai mulți copii, adolescenți, tineri, care pleacă din biserică, pleacă din familiile noastre fugind de ce înseamnă Dumnezeu. Pentru că le-am prezentat poate un model nedrept, nebiblic, neiubitor. Sunt mai mulți colegi de-ai noștri care își por pierde copiii pentru că investim prea mult în biserică. Și au ajuns să spună copiii noștri, unii dintre copii, să spună nu-L iubesc pe Iisus că-L ia pe tata de acasă. Suntem responsabili de imaginea pe care o trăim, o dăm în fața copiilor noștri, în primul rând, despre cine este Dumnezeu, cum îi iubește Dumnezeu, cum iubește Dumnezeu prin noi, părinții lor. Deci, ar trebui să ne gândim la ce lăsăm în urmă. Care sunt copiii care vin după noi? Care sunt oamenii care vin după noi? Care sunt oamenii în jurul nostru care se adună și care mă ajută să fac ceea ce fac acum? Dacă vorbesc, dacă sunt la când? Dacă slujesc în afară, dacă predau, indiferent ce fac, care sunt oamenii care învață de la mine, care vin și mă vor locui la un moment dat? Care sunt ucenicii mei? Care sunt roade în mine? Hristos vrea să ne multiplicăm, vrea să aducem rod, atât în caracter, atât celor care le reprezintă pe Dumnezeu, cât și în oameni cărora, în mijlocul cărora investim, trăim și ei vor face ce facem noi acum. De aceea aș vrea, încă un slide, aș vrea să evaluați, vă propun să evaluați rezultatele, unele din roadele bisericii, după acest model, după ceea ce spune Iisus în Matei 28. L-am detaliat puțin și o să vedeți de ce. Iisus ne cheamă să facem ucenici. Dar sunt niște etape. El spune, în timp ce mergeți, în timp ce vorbiți, trăiți pentru, în fața lor și unii vor crede. Aceștia sunt cei care se convertesc. Cei care ajung să schimbe sistemul de valori, care spun, da, n-am știut că Dumnezeu există. Te-am întâlnit pe tine, acum cred. Cred că Dumnezeu există. Cred că Dumnezeu este mare, așa cum am cântat. L-am văzut în tine. Am văzut cum ți-a răspuns rugăciunii. Te-ai rugat pentru necazul meu și l-am văzut pe Dumnezeu că a răspuns. Dar Hristos nu spune, faceți convertiți. Faceți adepți, faceți simpatizanți. Nu spune asta, spune faceți ucenici, adică este un pas mai departe. După ce au crezut, după ce au ascultat Evanghelia de la voi, botezați-i. Nu rămâneți acolo. Botezați-i, adică integrați-i în trupul lui Hristos. Atunci când se botează, recunosc că l-au întâlnit pe Hristos, depun public mărturie. Da, eu sunt un ucenic al lui Hristos, eu m-am întâlnit cu Hristos, Hristos s-a întâlnit cu mine. Și nu este singur, este împreună. Este integrat în mijlocul nostru. Dar din nou Hristos nu le spune să stea aici. Nu le spune nici să avem, să ne numărăm doar cei care se botează. Nu asta este ceea ce lucrul final la care ne cheamă. Nu asta este roada finală. Spune învățați-i. Spune petreceți timp cu ei așa cum eu am petrecut timp cu voi. Transmiteți-le ceea ce eu v-am dat. Nu orice. Tot ceea ce eu v-am dat. Adică stabilizați-i. Puneți acolo, asta este partea finală. Puneți acolo cum trăiesc, cum ajung să se roage singuri, cum ajung să citească Scriptura singuri, cum ajung să își mărturisească păcatele, cum ajung să depună mărturie despre alții, cum ajung să se împace cu cei din familie, cum ajung să trăiască, să fie corect la școală, să nu înșele, să nu mintă, să nu copieze.
Învățați-mă. Învățați de la voi. Dar apoi Hristos nu s-a oprit aici și le-a spus ucenicilor, așa cum eu v-am format pe voi, faceți și voi. Echipați-i mai departe. Vor fi oameni care îi vor învăța pe alții. Vor fi oameni care vor urma după voi. Și apoi unii dintre ei vor ajunge să fie lideri. Sau păstori, evangheliști, apostoli. Deci oamenii care vor conduce apoi mai departe. Acesta este întreg procesul. Și aș vrea să vă întrebați, ca și biserica, harul pe care Dumnezeu ne-l-a dat, câți sunt oamenii care se convertesc prin ceea ce Dumnezeu ne lasă, prin belșugul, prin harul care Dumnezeu ne-l dă? Cât sunt oamenii care se botează? Când sunt oamenii care cresc și devin ucenici al lui Hristos? Cât sunt oamenii care sunt echipați și pot forma pe alții? Cât sunt oamenii care sunt lideri și ne pot înlocui pe noi cei care suntem acum lideri? Aceasta este o altă parte a roadei pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. În sărbătoarea roadelor ne uităm la ceea ce a făcut deja Dumnezeu între noi și vrem să ne uităm cu încredere, cu speranță la ceea ce așteaptă în viitor Dumnezeu. De aceea ucenicul lui Hristos, și cu asta închei, ucenicul lui Hristos, cel care este în trup, care este în vie, care este o mlădiță sănătoasă, este persoana care trăiește și îl cunoaște intim pe Hristos, pentru care Hristos este bucuria cea mai mare, care spune, Doamne, ești valoarea supremă, am mult acum, datorită ție, și dacă le pierd, tu rămâi valoarea mea numărul unu, rămâi persoana cea mai dragă mie. Amin. Dar apoi este un om, este un ucenic, care aduce pe alții la Hristos, care transmite adevărul lui Hristos și care trăiește așa cum ar trăi Hristos, aici, între noi. Și nu doar că îi aduce la Hristos, nu doar, ci îi învață să trăiască pentru Hristos, să învață ceea ce a învățat și El, învață ceea ce știe din Scriptură, ceea ce putem face noi împreună, îi învață acest lucru. Acesta este ucenicul lui Hristos. Aceasta este roada finală de care se bucură Dumnezeu între noi. Și ca să rămână în memoria noastră, pe lângă ceea ce vom mânca sau veți mânca din roadele care sunt aici, eu vreau să vă dau un aperitiv. Știți ce sunt stafidele? Da. Struguri. Da? Struguri fără sâmburi, e adevărat, sunt din Turcia, că la noi nu cresc sâmburi, struguri fără sâmburi, dar aș vrea să vă gândiți, o să vă dau aceasta să luați, să turnați în mână, să mâncați câteva dintre ele și în timp ce gustați și luați din struguri uscați, până vă mânca din strugurii proaspeți, să luați și să vă gândiți care este roada pe care o aduc pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat rod într-o formă sau alta și acum în timp ce luați, deci nu numai că vedem, nu numai că simțim mirosul aici de pâine este amețitor, dar în timp ce și gustăm o roadă, aș vrea să vă întrebați care este roada care o aduc eu ca și persoană, ca și om, ca și băiat și fată, ca și bărbat și femeie, ca și copil înaintea lui Dumnezeu. Care este roada? Când vine Dumnezeu și spune, Doamne, asta este roada pe care am adus-o pentru tine. Și dacă, indiferent cât este, mică sau mare, aș vrea să vă gândiți ce ați vrea să faceți pentru Dumnezeu. Ce roadă vreți să produceți și să aduceți pentru Dumnezeu. Amin. Amin.